denumirea care contează, putem să vă informăm. Există un centru de cercetare la, pe acest domeniu la Universitatea Petru Maior, se găsește cumva pe site și dacă aveți informați cereri, puteți să le adresați pe e-mail și încercăm să vă răspundă. Deci, dacă sunt întrebări. Aș avea eu o întrebare, dacă nu vă supărați. În cât timp credeți, pentru că vorbim de aceleași lucruri ca și în managementul calității, și autoritatea națională a fost înființată sau creată tot în baza unei directive europene, discutăm acum despre un regulament, directiva europeană preciza în ea că la nivelul tuturor țărilor europene trebuie să existe o autoritate, un organism care să se preocupe de asigurarea calității pacienților. Același lucru discutăm și aici despre un regulament aplicabil tuturor țărilor și luptăm împreună, de fapt, cu schimbarea unei mentalități, crearea unui nou concept. Eu v-aș putea spune că din primul ciclu de acreditare, conceptul și mentalitatea s-a schimbat în proporție de 3-5%. Cam în cât timp credeți că acest nou regulament va aduce rezultatele pentru care a fost elaborat? Sunt prevăzute aceleași tipuri de amenzi? Știți că sunt chiar mai mari. Spitalul nu mai funcționează. Adică se desfințează pentru că nu mai are bani de la casă. Adică acolo se ia tot bugetul. Nu mai există 2%, 5%, 20 de milioane de euro. Acolo lucrurile sunt clare. Nu trece acreditarea, nu mai primești contract de la casă, deci rămâi fără toți banii. Eu cred că am putea discuta așa de echivalent. Nu neapărat la valori, dar... Eu cred că amenziile de care spuneam reprezintă una dintre cheile prin care trebuie citită vigoarea implementării. Numai o secundă, am să fac câteva precizări. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă s-a închis, înseamnă că e un efect pozitiv. Înseamnă că, nerespectându-se legea, s-a închis ceea ce funcționează cu respectarea legii. Însă, spuneam, cred că inclusiv acțiunile de informare, pentru că aici trebuie să menționez mai multe aspecte. Unul dintre ele este că în țară avem o autoritate națională, vă spuneam, centrală, pe protecția datelor cu caracter personal. Ea nu are suficiente resurse. Aspectul probabil la care v-ați referit într-un fel. Sau ați spus să... Situația e identică. Da. Autoritatea națională, nivel central, 86 de angajați, 34-35.000 de furnizori de servicii medicale, același lucru și la dumneavoastră, poate chiar mai mult la dumneavoastră, fără doar și poate 20 de angajați sau mai mult. Puțin mai mult. Și toată țara intră sub incidență. Da. Dar același lucru, nu cred că diferențele sunt majore. Da, da. Chiar mulțumesc de întrebare, pentru că ridică chestiuni clare și de management. Legat de prezentarea, am să răspund în raport cu anumite lucruri tot principale legate de filozofia regulamentului. El urmărește acest regulament, spuneam, schimbarea mentalității, printre altele, conferind persoanei fizice puteri extrem de mari și pârghii foarte bune pentru a își impune drepturile sale. Deci, acesta este un aspect și prin intermediul acelor tipuri de pârghii care sunt extrem de substanțiale, da, se generează și schimbarea mentalității. E un alt aspect. A doua chestiune este că regulamentul instituie un sistem uniform de protecție la nivelul Uniunii Europene și un sistem eficient de cooperare cu toate celelalte autorități din celelalte țări, inclusiv cu Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Dar, ca să vă dau un exemplu, să înțelegeți ce tip de mecanisme eficiente. Printre altele, dacă am o companie, spun,
o companie privată spitalicească cu sucursală în România și una cu sucursală în Germania. Operatorul de date este obligat să menționeze care este autoritatea unică din cele două autorități ale celor două state, adică cu drept de control. Este cea din Germania sau este cea din România? Ori în momentul în care eu aleg să mă adresez autorității din Germania, se putea această interconexiune cu instituții uneori mai eficiente pe anumite domenii să dea rezultate extrem de bune. Deci, eu spuneam că regulamentul are extraordinar de multe instrumente. Unul la mână, doi la mână. Mi-e greu să cred că există o coordonare la fel de consistentă și puternică în alte domenii, cum este aici, de la nivelul Bruxelles-ului, unde există o comisie. În nou regulament se va numi Comitetul European pentru Protecția Datelor. Acum se numește grupul de lucru articolul 29, dar importanță e un forum, care generează ghiduri și coduri de conduită. Și sunt extrem, sunt pașii simpli. Dar revenind până la urmă, întrebarea dumneavoastră este una dintre întrebările care vizează orice aplicare a unei legi care tinde să schimbe într-un fel radical lucrurile. De aici se naște, dar deja asta e teorie, se naște un principiu, se numește al progresivității, și anume nimeni nu așteaptă de pe o zi pe alta să schimbe lucrurile. Nimeni nu așteaptă. Dar eu v-aș spune două chestiuni. Încă nu se aplică legea. Numai din 25 mai. Și dumneavoastră deja ați aflat de această lege. Înainte cu 3 luni. De câte ori ați aflat de o lege într-un număr așa de mare deodată, înainte cu 3 luni să se aplice? Deci asta este întrebarea. Pentru că aspectul informării este generat tot de regulament. El a fost adoptat în 2016, în urmă cu 2 ani de zile. Și a spus, mă aplic din 2018, peste 2 ani de zile, să aibă timp toți să își pună la punct mecanismul. Nu pot să epuizez domeniul, dar am încercat să puntez câteva lucruri pe care eu cred că vor caracteriza acest regulament. Mulțumesc!